Credeți că ar trebui redeschise totuși școlile, chiar dacă încă nu s-a terminat pericolul acestei epidemii? Categoric da, doamnă Înghelu. Școlile trebuiau deschise mult mai devreme. Pentru că sistemul ăsta online, mai ales pentru clasele primare, e practic un eșec total. N-ai cum, măcar la ciclu primar, să discutăm. Eu am un copil care este în clasa pregătitoare. E un eșec total tipul ăsta de învățământ online. Eșec total. Nu se poate să-ți... De ce? Doar pentru că nu ești în stare, n-ai fost în stare tu, guvern, să pregătești școli, profesorii. Uitați-vă, doamna Anisie, doamne Dumnezeule, deci o catastrofă de ministru mai mare, doamna Anisie, eu n-am întâlnit. Poate undeva a fost funeriu în perioada aceea, dar doamna Anisie... De ce? Păi haideți să vreți să... Nu știu cu ce să încep. Păi în primul rând, nu poți să închizi școlile toate doar pentru că n-ai fost, spuneam, în stare să organizezi ceva. De ce închid școala, doamna Înghelu, și într-o localitate unde nu este niciun caz de COVID? De ce închid școala acolo? Adică închid școala în localitatea... Vă dau exemplu. Județul Olt erau când am făcut amendament la Senat, la lege, tocmai ca să se redeschidă școlile. Înainte de alegeri era discuția. Doamne, trebuie redeschise școlile. Și am prezentat o situație pe județe. Și îmi vine în minte județul Olt, de exemplu, unde erau 25 de localități unde nu era niciun caz de COVID. 21 dintre ele nu aveau acces la internet. Deci înțelegeți ce porcării au putut să facă. A închis școlile, chiar dacă nu e niciun caz COVID, da? N-aveau copii acces la internet, păi ei condamnat la analfabetism. Da? Dintr-o incompetență crasă. Ce să facă copilul ăla dacă stă acasă? Nu ce mai cu vaca? De acele tablete. Tabletele unde sunt? Asta era al doilea. Da, unde sunt tabletele? Încă. Deci, în fine. E așa de... Dar acum avem un alt ministru, domnul Câmpeanu, da, care nu știu, înțeleg Câmpeanu... că ar fi pro-deschiderii școlilor pe 8 februarie. Însă, se pune întrebarea dacă... Nu știu, ce garanții există că nu se vor închide din nou aceste școli? Pentru că, cum spuneați și dumneavoastră, s-au redeschis, s-au deschis la un moment dat, dar n-a durat foarte mult. Eu... Până când au apărut focare de coronavirus și păi, stați puțin. S-a decis acum, închiderea... Totuși, iată, a trecut un an de când epidemia asta, acest virus ne-a năpădit, a năpădit planeta. Acum, cred că, sau îmi doresc să fi învățat ceva din lucrurile astea. Adică tot de la epidemiologi știu că și au fost, dacă nu mă înșel, un studiu al Institutului de Sănătate Publică de unde a reieșit că n-au fost școlile focare de transmitere a virusului. Copiii în general înțeleg că transmit foarte foarte, mă rog, mai greu. Dar ce ne împiedică acum? Avem și testare rapidă. Avem testare. Avem posibilități de organizare. Să se organizeze. Doamne, să facă clasă din 25, să facă 15. Habar n-am. Au avut atâta timp să se organizeze. Doamne, ai pierdut un an. Copiii au pierdut un an, să fim sinceri. Gata, s-a dus. Un an, practic, din programul ăsta școlar este pierdut. A și confirmat ministrul educației, nou ministru, apropo de ce spuneați de eșecul doamnei Anisie. Câți copii, câte, dacă nu mă știu, sute de mii de copii au fost care n-au avut mediile încheiate din cauza acestui sistem. Ori, încă o dată, anul a fost pierdut. Dom'le, într-un an de zile n-ai învățat nimic, n-ai putut să te organizezi. Testează, dom'le, profesorii. Acum intră și în campania de vaccinare, testare rapidă, poate să vină profesorul frumos la școală. Deci se pot organiza așa cum... Nu știu în ce țări din Europa mai sunt școli închise, că numai în Marea Britanie acum când e lockdown total, dar în Franța au fost cazuri, n-au fost închise școlile, în Spania n-au fost închise școlile. Adică nu poți să compromiți totuși un an din viața unui elev, da? Așa doar pentru că nu ai tu capacitatea să te organizezi.